Ca în fiecare an, Asociația Strop de Miere din incinta imobilului în care funcționează dispensarele din strada Bogdan Dragoș a marcat Ziua Mondială de Luptă împotriva diabetului zaharat, care se desfășoară în 14 noiembrie. Diabetul este o boală metabolică în creștere, din păcate foarte gravă, care afectează milioane de oameni. 14 noiembrie este Ziua Internațională a Luptei contra Diabetului Zaharat. Diabetul zaharat este o afecțiune metabolică în extindere alarmantă pe mapamond, ca urmare a stilului de viață modern, a celor 4 S, sedentarism, stres, supraalimentație, somn insuficient. Cercetătorii au arătat că inclusiv somnul insuficient determină o perturbare a hormonologiei de echilibru între sațietate și apetit. La Roman, acțiunea s-a desfășurat în cele două farmacii Alfa, unde toți cei care au trecut pragul acestor au fost supuși unui screening, și la sediul Asociației de Luptă împotriva Diabetului, unde s-a făcut prevenția secundară a bolii amintite. Ieri s-a organizat o acțiune de screening ce s-a desfășurat la farmaciile Alfa, asta însemnând că fiecare persoană care trecea pragul farmaciei era informată și îi se determina glicemia. Au fost testate astfel 80 de persoane, iar la sediul Asociației Persoanelor cu Diabet Zaharat Strop de Miere, situată în Bogdan Dragoș numărul 100, s-a făcut prevenția secundară a complicațiilor micro- și macroangiopatice ale diabetului zaharat tip 2, adică s-au prezentat cei care știau că au această afecțiune, unde au primit de asemenea determinări gratuite de glicemie, de hemoglobină glicată, care arată controlul metabolic pe termen lung, și indice gleznă braț. Anul acesta, campania de luptă împotriva acestei boli grave a avut ca deviză Cu ochii pe diabet, și bolnavii care așteptau consultațiile medicale au participat și la vernisarea unei expoziții de pictură. Pentru că deviza sub care s-a desfășurat Ziua Internațională a Persoanelor cu Diabet Zaharat anul acesta a fost Cu ochii pe diabet, am gândit să începem o cascadă de educație, pentru că educația face parte integrantă din managementul diabetului zaharat, să organizăm de așa manieră ca ochiul să se transforme din țintă a complicațiilor diabetului zaharat într-un organ care ajută la percepția frumoasă a lumii. Astfel încât am deschis o expoziție în holul cabinetelor medicale, o expoziție care cumva a înlocuit bogata cromatică a toamnei, care e înlocuită, după cum se vede, de albul iernii, de cromatica artei plastice. Am identificat un artist plastic tânăr care s-a oferit voluntar, Alexandra Vasile, și care și-a expus lucrările și a stat de vorbă cu oamenii încercând să decodeze simbolistica cromatică a lucrărilor sale. Medicii nutriționiști recomandă pacienților să încerce să păstreze perioada de post creștin, care are în opinia lor și scopul de detoxifiere a organismului, lucru foarte important într-o nutriție sănătoasă. Se începe postul și pentru că s-a acordat premiul Nobel savantului care a demonstrat că postul este într-adevăr benefic pentru epurarea, pentru curățarea organismului, invit imediat după Ziua Internațională a Persoanelor cu Diabet să încerce și acest efort, atât pentru suflet cât și pentru trup. Pragul farmaciilor amintite a fost trecut de 80 de romașcani care și-au verificat glicemia. La sediul Asociației de Luptă împotriva Diabetului Strop de Miere, alți 31 de romașcani au beneficiat de acțiuni de prevenție secundară a complicațiilor date de această maladie. În urma investigațiilor din 14 noiembrie a fost depistat și un caz mai deosebit al unui adolescent în vârstă de 14 ani care nu știa că este bolnav și care a fost trimis spre investigații suplimentare la clinica de specialitate de la Iași. În Roman există 7.000 de diabetici, din care câteva sute de copii și adolescenți.